Două amenzi pentru protestatarul agresiv care i-a întrerupt jurnalistului Digi24 în direct transmisiunea în seară la protestul din Piața Victoriei. Bărbatul a fost sancționat cu 300 de lei pentru injuriile și amenințările adresate colegei noastre și cu încă 500 de lei pentru că a participat la protestul neautorizat. În imaginile surprinse la protest se vede clar cum jandarmii își fac de lucru și nu intervin pentru a-l îndepărta pe bărbat de echipa de filmare, deși colega noastră le-a cerut de două ori ajutorul.